Salutare, dragi liceeni din clasa 11-a! Sunt Lidia Negară, profesoară de limba și literatura română. Astăzi vă invit la descoperirea semnificațiilor profunde ale romantismului în alt. Te-ai întrebat cumva ce este în mijlocul universului? Savanții spun găuri negre, stele moarte. Mulți spun Dumnezeu. Tu ce spui? Eu, iubirea adevărată. Eminescu ar fi spus iubirea absolută. Despre romantismul eminescian vom discuta astăzi în baza creației literare Floare albastră. Pentru început, vă invit la audiolectură pe roluri. Floare albastră de Mihai Eminescu. Iar te-ai cufundat în stele și nori și în ceruri înalte. De nu mai uita în calte sufletul vieții mele. În zadar râuri în soare grămădeșnă tea gândire și câmpiile asire și întunecata mare. Piramidele învechite urcă în cer vârful lor mare. Nu că ta îndepărtare, fericirea ta, iubite. Astfel zise-mi titica, dulce netezind în părul, ah, i-a spus adevărul, eu am râs, n-am zis nimica. Hai încodru cu verdeață, unde izvoare plâng în vale, stânca stă să se prăvale în prăpastia măreață. Acolo, în ochi de pădure, lângă balta cea senină și sub trestia cea lină vom ședea în foi de mure. Și mi spune atunci povești și minciuni cu a ta guriță eu, pe un fir de romaniță voi cerca de mă iubești. Și de-a soarelui căldură voi fi roșie ca mărul. Mi-o desface taur părul să-ți astup cu dânsul cura. De mi dau o sărutare. Nimeni în lume n-a s-o știe, căci va fi sub pălărie și apoi cine treabă are? Când prin crengi s-a fi ivit luna noaptea cea de vară, mi-i ținea de sub soară, te-o-i ținea de după gât. Pe cărare, în bolți de frunze, apucând spre sat în vale, n-om dea sărutări pe cale dulci ca florile ascunse. Și sosind al porții prag, vom vorbi în întunecime. Grija noastră n-ai bonime. Cui ce-i pasă că-mi ești drag? Încă o gură și dispare, ca un stâlp eu stam în lună. Ce frumoasă, ce nebună, e albastră-n dulce floare. Și te-ai dus, dulce minune, și-a murit iubirea noastră. Floare albastră, floare albastră! Totuși, este trist în lume. Dragi liceeni, în clipele următoare vă provoc la realizarea unor item care vizează vizionarismul, genialitatea și cosmicitatea idilei cu accente filozofice, Floare albastră, de Mihai Eminescu. Semnificația titlului. Comentează titlul poeziei Floare albastră, ținând cont de A. Semnificațiile cuvintelor. Floare, viața cu frumosul terestru, ființa dornică de iubire, aproapele. Albastru, infinitul rece, departele. B. Sensul folcloric al lexemului floarea de nu mă uita, cea care poate duce la infinit amintirile. C. Existența motivului și literatura universală, la Novalis și la Leopardi. Sugestie de răspuns. Titlul este alcătuit dintr-o sintagmă, în care se regăsesc elementele cu valoare simbolică. Floare, reprezentând efemeritatea, delicatețea și albastră, sugerând infinitul cosmic, dar și aspirația. În esență, antiteza din titlu, aproapele, departele, conturează motivul simbol floare albastră, ce reprezintă voința, dar și nostalgia nesfârșitului sau femeii ideale. Floarea poate fi ființa care păstrează dorințele, viața cu frumosul terestru, iar albastrul simbolizează infinitul, depărtările mării
și ale cerului. Floare de nu mă uita. O altă interpretare pe care critica românească a dat-o acestui motiv literar este aceea a florii de nu mă uita, simbol al credinței autohtone că iubirea împlinită rămâne mereu în amintirea, în mintea și sufletul omului îndrăgostit. Titlul generic valorifică o metaforă simbol, un motiv romantic care apare și în alte literaturi. Spre exemplu, în literatura germană, în lirica lui Novalis, floarea albastră se metamorfozează în femeia luând chipul iubitei și tulburând inima eroului, semnificând împlinirea iubirii ideale după moarte, într-o altă lume, cândva, cu speranța realizării cuplului. În literatura italiană, motivul florii albastre apare și la Leopardi, relevând puritatea iubirii și candoarea iubitei. Titlul generic valorifică o metaforă simbol, un motiv romantic care apare și în alte literaturi. Spre exemplu, în literatura germană, în lirica lui Novalis, floarea albastră se metamorfozează în femeie luând chipul iubitei și tulburând inima eroului, semnificând împlinirea iubirii ideale după moarte, într-o altă lume, cândva, cu speranța realizării cuplului. În literatura italiană, motivul florii albastre apare și la Leopardi, relevând puritatea iubirii și candoarea iubitei. Interpretați semnificația motivului florii albastre. Drept sugestie de răspuns, vă propun următoarele. Motivul florii albastre semnifică aspirația spre lumea ideală posibilă, proiectată în viitor. Ce frumoasă, ce nebună e albastră-mi dulce floare! Dar și imposibilitatea iubirii cuplului, idee îmbogățită de instanța creatoare cu accente filozofice profunde privind incompatibilitatea celor două lumi diferite, din care fac parte cei doi îndrăgostiți. Citez. Și te-ai dus, dulce minune, și-a murit iubirea noastră, floare albastră, floare albastră. Totodată, motivul florii albastre pune în lumină tema iubirii ideale, aspirația spre perfecțiune, care nu se poate împlini fiind exprimată de ultimul vers al poeziei. Totuși, este trist în lume. Itemul 3. Comentați conotațiile ultimului vers. Totuși, este trist în lume. Drept sugestie de răspuns. Versul, citez, totuși, este trist în lume, citat încheiat, traduce sensibil trăirea eului liric, o trăire a fericirii, relevată nostalgic, dar și regretul împlinirii ei numai în vis. Sugestive fiind punctele de suspensie și exclamația retorică. Totodată, versul amplifică tema aspirației poetului spre iubirea ideală, spre perfecțiune, care nu se poate împlini, își găsește chintesența în ultimul vers, ce exprimă tristețea și nefericirea instanței poetice pentru neputința împlinirii cuplului iubirii. Itemul 4. Identificați strofele ce prezintă invitația la dragoste și comparați-le cu alte versuri din creația eminesciană, relevând similitudini sau diferențe. Natura terestră, cu elementele specifice ale spațiului românesc, codrul, izvoarele, salcâmul, teiul, lacul, văzute în veșnica rotire a anotimpurilor, este în general ocrotitoare, caldă, participând mereu la frământările instanței poetice și constituind cadrul cel mai potrivit al dragostei și meditației. În acest sens, tangențele converg spre alt text eminescian, Dorința de Mihai Eminescu. Floare albastră. Hai în codru cu verdeață, unde izvoare plâng în vale, stânca stă să se prăvale în prăpastea măreață. Și mi spune atunci povești și minciuni cu a ta guriță. Eu, pe un fir de romaniță, voi cerca te mă iubești. De mi-i dau o sărutare, nimeni lume nu o s-o știe, căci va fi sub pălărie și apoi cine treabă are? Dorința.
vin în codru la izvorul care tremură pe prunt, unde prisma cea de braz de crengi plecate o ascund. Pe genunchii mei ședeavei vom fi singuri singurei, iar în păr înfiorate or să-ți cadă flori de tei. Fruntea albă în părul galben pe-al meu braț încet s-o culci, lăsând pradă gurii mele ale tale buze dulci. Diagrama Venn. Asemănările celor două texte eminescene conturează proiectarea și aspirația spre iubirea ideală posibilă, tema iubirii și a naturii, cadru natural rustic. Deosebiri, dorința. Verbul la imperativ vino sugerează nerăbdarea și dorința puternică a instanței creatoare pentru împlinirea sentimentului de dragoste. Apare monologul euului liric îndrăgostit. Deosebiri, floare albastră. Interjecția hai exprimă îndemnul, chemarea iubitului, o chemare a vieții care apare în drumul creatorului, al omului superior, obsedat de absolut. De data aceasta se conturează monologul liric al iubitei. Dragi liceeni, vă îndemn să urmăriți și celelalte interpretări ale semnificațiilor idilei îmbogățite cu profunde accente filozofice, care vor căpăta desăvârșire în poemul Luceafrul. Vă mulțumesc!